formație care stă, care are la bază sinceritate. Dar chiar nu-și dorește. Traian Băsescu chiar ar învolbura apele groaznic la primăria capitalei dacă s-ar bate în aceeași, în aceeași campanie cu Nicușor Dan și cu Firea. Și atenție la Firea. Gabriela Firea zice așa: alianța Ponta Negoiță, alianța răului, alianța Ponta Negoiță, Negoiță la de la 3, alianța răului care vrea să omoare candidatul Firea. Te rog frumos, cât adevăr și câtă minciună în opinia ta, Nicușor Dan, este în cele două afirmații, una chiar îți aparține? Bun, haideți să le luăm pe rând. În politică trebuie să te, mai mult decât ce vrei tu, trebuie să te gândești ce vrea electoratul pentru care tu ai intrat în politică și de la care tu ceri votul. Și în București avem o situație, după o administrație PSD-Firea dezastruoasă, avem peste 60% dintre bucureșteni care spun că orașul merge într-o direcție greșită și deci e nevoie de o schimbare. Avem peste 60% dintre bucureșteni care votează partidele de dreapta, cei 60% sunt cumva aceiași. Și atunci e logic că îmi doresc, pentru că alegerile sunt într-un singur tur, pentru că PSD-ul a vrut ani în șir ca alegerile să rămână într-un singur tur, e clar că pentru a avea șanse maxime de a scăpa Bucureștiul de administrația PSD-Firea, e clar că nu trebuie să divizăm voturile de dreapta. Deci nu e o opțiune personală, ci este o gândire rezonabilă pe situația politică pe care o avem. În ceea ce privește partea cealaltă, e clar că după PSD-ul Ordonanței 13, după PSD-ul 10 august, sunt niște primari care încearcă, cum este Robert Negoiță, dar și Daniel Băluță de la sectorul 4, cumva în aceeași situație, care încearcă o distanțare de PSD. Nu este nicio alianță rău, e pur și simplu instinctul de conservare al unor oameni care înțeleg că PSD-ul în București, în acest moment, nu este ceea ce vor bucureștenii. Asta e tot. Da. Întrebare. Dacă te-ai întâlni cu cel mai necăjit bucureștean, dar sincer, Nicușor, cel mai greu răspuns este ăla sincer. Te întâlnești pe stradă, așa cum ai avut ocazia în repetate rânduri, în ultima perioadă și la acele conferințe de presă ad hoc și prezentări de situații ad hoc pe străzile orașului, o idee foarte mișto. Nu știu dacă e a ta sau a staffului tău de campanie, dar e foarte mișto. Întrebare, și te rog să-mi răspunzi după publicitate, pentru că, nu pentru că ar fi întrebarea complicată, ci pentru că trebuie să iau publicitate acum. Te întâlnești cu un român, indiferent de vârstă, indiferent de sex, calitatea lui fiind bucureștean cu drept de vot. Și te întreabă: bă, Nicușoare, Brenea Dane, care e principala calitate pe care o ai, dă vii tu să ne ceri mie și familiei mele votul tău? Răspunsul Nicușor Dan după, și atenție că nu este electorală întrebarea. Calitatea e tenacitatea. Adică nu mă las până nu termin ce am început. Și aș fi, pentru că vorbim de București, de candidatura la primăria Bucureștiului, mă ocup de problemele Bucureștiului începând din 2006, deci iată se fac 14 ani. Și au fost așa de multe momente în care cineva ar fi putut în locul meu, ar fi renunțat, spații verzi defrișate când clar legea spunea invers, sau case demolate, sau construcții nepotrivite, sau bani aruncați aiurea. Totuși am decis să continui pentru că în momentul în care încep să fac un lucru, merg până la capăt. Care e principala calitate a doamnei Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, în opinia ta, calitate pe care o are și o și recunoști? E o femeie inteligentă. Bă, v-am spus că e sincer. Acum, pe bune, de câte ori v-am spus eu despre omul din imagine, băi, un om sincer. L-am avut și în platou când nu era cu COVID-ul. L-am avut și pe Skype. Câți ar fi răspuns așa? Domnul Nicușor, da, mai am o întrebare, domne. Câștigă Donald... Mi-a pus-o regia, toată echipa de regie, te roagă să răspunzi. Câștigă Donald Trump anul ăsta? Nu știu. Urmăresc și eu cu interes, dar nu am toate... Nefiind acolo, e greu să percepi... Trece, americană. Nicușoare, trece alianța PNL
Alianța la București, adică acest conclav de la București, trece peste inadvertența de la sectorul 2 cu Cristian Popescu ca să ajungă la un liman cu primăriile? Pentru că ce ai spus tu, știți ce a spus Nicușor, dar nu, oameni buni, a spus că Rareș Bogdan a spus, dacă nu cădem la pace, nu câștigați nicio primărie, le spunea useriștilor. Crezi că se va ajunge la liman? Am informații din interiorul negocierilor, nu pot să vă spun prea multe de acolo, nu sunt parte din aceste negocieri. Este un principiu în politică. În momentul în care votanții tăi îți spun să faci ceva, tu trebuie să faci tot ce ține de tine ca să faci lucrul ăla. Și așa cum am spus mai devreme, există un număr mare de bucureșteni care s-au săturat de administrația PSD-Firea și ei vor ca această alianță electorală să existe pentru ca primarul general și cât mai mulți primari de sector să fie din partide din actuala opoziție. Deci eu sunt optimist că liderii politici din partidele acestea vor avea înțelepciune. Acum au avut-o în luna martie, când puțină lume se aștepta ca ei să agreeze un candidat unic la primăria capitalei în persoana mea. Două întrebări. Văd că eviți. Alianța răului, Ponta Negoiță, menită să mă ucidă ca, virgulă, candidat, citat din doamna Firea. O vezi ca fiind o sperietură groaznică a doamnei Firea pentru faptul că îi se scindează voturile pe stânga? Da, acum că am făcut și un compliment la adresa doamnei Firea, pot să fac și o critică. Faptul că tot timpul vede sabotaje și tot timpul pune în centrul activității sale politice persoana sa. Da, lucrurile au sens și fără persoana fiecăruia dintre noi și în politică e vorba de mulți oameni, nu despre fiecare dintre noi. Aici sunt perfect de acord cu tine, Nicușoare, pentru că sunt bucureștean și rare ori am auzit azi din emisiunea mea și mă bucur, mi-a spus omul ăsta din imagine, bă, parcă ar trebui să contăm noi mai mult decât ei, noi bucureștenii, adică are dreptate, nu? Să contăm noi ăștia 2 milioane un pic mai mult ca ei, care sunt o mână de candidați? Da, corect, da, iartă-mă, te-am întrebat, zi. Da, dincolo de asta am spus, este o reticență la PSD în România și în București. Robert Negoiță este un om care are o intenție de vot mare în sectorul 3. A simțit că eticheta asta de PSD îi face rău. Omul mai vrea un mandat la primăria sectorului 3 și s-a dezlipit de eticheta PSD. Asta e tot. Nu e o conspirație mondială împotriva Gabrielei. Da, Nicușor, acum nu ne cunoaștem nici tu pe mine, nici o pe tine de ieri de azi. Ca să te dezlipești de PSD și să te lipești de Ponta, este haos în ceea ce înseamnă orientare politică. După părerea mea, am dreptul ca moderator de emisiune și jurnalist cu 30 de ani de televiziune să am păreri? Cred că da, RG-ul, nu mă amendezi. Să pleci de la PSD, cum a preferat Negoiță, în Siajul, ca să vă dau așa un exemplu la întâmplare, în Siajul primarului de Iași, care a făcut fix același lucru, înțelegând aceeași tragedie din PSD. Bă, dar să pleci de la PSD și să te duci la Ponta, ok. Nu, n-am să te întreb că sunt un elegant și te știu și pe tine elegant, nici nu mi-ai răspunde la întrebarea asta. Te întreb altceva, mai important cu mult decât Ponta și Negoiță la un loc. Ce faceți voi acum în laboratoarele candidaturilor la București prefațează viitoarea guvernare a României? Eu cred că da. Adică există o, nu știu cum să-i spun, o repetiție sau se întâmplă în ultimii ani în România că cine câștigă alegerile locale dă guvernarea. Sondajele spun că PNL împreună cu USR Plus și PMP la nivel național au undeva la 60%, deci e foarte logic ca viitoarea guvernare națională să fie în jurul acestor partide și a PNL-ului, care este partidul cel mai mare. Pe mine, ca și candidat la primăria Bucureștiului, lucrul ăsta mă interesează foarte tare, pentru că Bucureștiul are probleme mari și o parte din problemele astea trebuie făcute printr-o colaborare între primărie și guvern.
Un exemplu este extinderea metroului, alt exemplu pentru care există fonduri europene este metroul de suprafață pe infrastructura CFR. Alt exemplu este șoseaua de centură, pe care n-am fost în stare să o facem 30 de ani și eu cred că nu e mare lucru totuși să faci 50 de kilometri în câmpie. Deci sunt lucruri pentru care e bună colaborarea între primarul general sau Consiliul General și guvern. Și eu am tot încrederea că guvernarea va fi de această culoare politică. Ultima întrebare, Micușor, și nu o să ai decât 30 de secunde să răspunzi, dar tu, ca matematician de elită, știi să folosești 30 de secunde la maxim. Consider că varianta 1, 2, 3, adică un sector PMP, două sectoare USR și trei sectoare PNL, n-am auzit-o la nimeni. Eu cred că mi-aparține, dacă mai spus-o și altul înaintea mea, bravo lui, ar fi o variantă de negociere? Vă spun că au fost multe formule ca cea pe care ați spus-o, care au fost luate în calcul. Mai mult de atât, evident că știu, dar nu e corect să vorbești din negocieri care sunt în derulare. Da. Mulțumesc mult, Nicu Șordan. Oameni buni, rămâneți alături de noi. Imagini.